subiect exclusiv al ultimilor ani, Tonița se dedică Balcicului și de fiecare dată când are un pic de timp liber, se duce la Balcic, părăsește București atât de aglomerat sau Iașu, a cărui lumină nu-i mai place, și vine aici pentru a le picta pe prea frumoasele tătăroaice pe care le întâlnește pe culmile Balcicului în tătărie. Iubește linia extraordinară a ochilor lor migdalați, acea frumoasă configurație a unor tinere fete în floare, și le pictează spunând adeseori și numele lor, fie că se chimau Afize, Edie, Rachisali, Ghiurli și așa mai departe. Acesta este un nud din profil, redat mai sus decât zona torsului. Iată și o parte din picioarele care prelungesc atât de frumos și dau o linie onduitoare trupului feminin. Chipul este abia schițat, dar nu interesează pentru că este într-o reală armonie, nu numai cu liniile trupului, dar și cu vegetația din jur, care constituie aproape ca un nimb în jurul acestei prea frumoase tătăroaice, aflată la vârsta la care frumusețea orientală se dezvoltă în liniile și pe configurația ei caracteristică. O lucrare de maturitate, o lucrare din ultimii ani a lui Tonița, un fel de testament plastic prin care își exprimă întreaga iubire față de acest loc, de fapt un soi de genius loci din creația ultimilor săi ani, și față de o populație care i-a aportat o constantă grijă și înțelegere. Lucrarea face parte din portretistica de început a lui Tonița, când el lucrează într-un stil mai acuzat, expresiv în orice caz. Portretele sale nu au linia unduitoare a celor de mai târziu, dar au o armonie cromatică dintre cele mai elevate. Iată că venețiana este înconjurată de roșu venețian, părul ei intră în contrast și cu rochia și cu fondul. Este un portret de mare expresivitate, este un portret din anii de tinerețe a lui Tonița, dar care dă seama despre ce se va întâmpla cu creațiile acestui artist în anii următori, nu numai în domeniul portretistic, ci și în celelalte genuri pe care le-a abordat, aș spune, cu aceeași virtuozitate și cu aceeași dăruire. Vedem cum a trăit Petrașcu între obiectele de la Viforâta. Dacă un interior este semnat de Petrașcu și a făcut parte din colecția Dona, este un argument în plus pentru a atrage privirile și pentru a îndemna să înțelegem ceva din viața interioară a artistului. Cum a simțit nevoia să abordeze dimensiuni mari, deși el lucrează de obicei pe format mic, tocmai ca să încapă toată această acumulare de obiecte și în același timp să încerce să redea atmosfera în care a trăit și a creat. Și a reușit să facă acest lucru cu strălucire într-una dintre cele mai frumoase lucrări ale sale, în care culorile sunt puternice, sunt culori vii, asupra cărora nu intervine adeseori și în mod repetat, așa cum o făcea în cele mai multe cazuri, le lasă să strălucească, le lasă să intre în valori contrastante, le lasă pur și simplu să se armonizeze.